Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnalul ore 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată principalele subiecte ale ediției. Încă două localități din Republica Moldova au semnat declarații de reunire cu România. Este vorba despre comunele Nișcan și Săsen din raionul Călăraș. Aleșii locali din Republica Moldova care vor adopta declarații de reunire cu România ar putea fi invitați la Iași pentru un dineu unionist. Promisiunea îi aparține primarului de Iași, Mihai Chirica. Ministrul Apărării Naționale al României, Mihai Fifor, se va afla mâine la Chișinău, la invitația omologului său din Republica Moldova, Eugen Sturza. Numărul localităților din Republica Moldova ce își doresc să revină acasă în România continuă să crească. Încă două sate au adoptat declarații simbolice de reunire cu patria mamă. Este vorba despre comunele Nișcan și Săsen din raionul Călăraș. Astfel, până acum, numărul localităților basarabene care își doresc reîntregirea neamului a crescut la 11. În pofida amenințărilor lansate de președintele Igor Dodon, autoritățile locale adoptă în continuare declarații simbolice de reunire a celor două maluri ale Prutului. În cea mai nouă inițiativă de acest fel, consilierii comunei Săsen-Călăraș spun că, în restabilirea dreptului istoric dorită de decenii de românii basarabeni în general și de cetățenii comunei Săseni în particular, de a trăi la olaltă cu frații de peste Prut, continuând tradițiile și datinile românești pentru conviețuirea frățească a neamului românesc, declarăm unirea imediată și necondiționată cu patria mamă, România. Același lucru îl cer și consilierii din comuna Nișcani-Călăraș, în declarație pe care a semnat-o și primarul localității. Anterior, în comuna Puhoi-Ialoveni, declarația de reunire cu România a fost semnată și de consilierul local ales pe listele Partidului Socialiștilor. Și această declarație pentru noi este ceva sfânt, eu voi păstra-o cu sfințenie și chiar dacă președintele Igor Dodon va dori așa de mult ca noi să ne retragem semnătura, niciodată nu vom retrage semnătura, fiindcă aceste lucruri sunt făcute din suflet. Pe 1 decembrie, o declarație similară va fi adoptată și de satul Capaclia Cantemir. Până atunci însă, primarii sunt convinși că numărul localităților care vor cere reîntregirea neamului va crește. Valul este pornit. Va fi deja practic imposibil să mai oprești valul ăsta. Și dacă el ai pornit valul de jos în sus, deja gata, nu se mai poate de oprit. Asta e 100%. Cea mai mare surpriză pentru Igor Dodon ar putea însă fi declarație de reunire cu România adoptată în satul său de Baștină, Sadova Călăraș. Primarul localității a început deja discuțiile cu sătenii și Consiliul Local în acest sens. Surpriză pentru localitățile din Republica Moldova care vor semna declarațiile de reunire cu România. Aleșii locali ce vor adopta astfel de declarații ar putea fi invitați la Iași la un dineu unionist. Propunerea a fost făcută de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, la emisiunea Punctul Peaz de la TVR Moldova, ce va putea fi urmărită luni 5 februarie de la ora 19. Noi privim cu uimire, în sensul pozitiv al lucrului, cum se întâmplă lucrurile aici și cum ar trebui să le facem și noi. Eu am să le trimit o invitație tuturor celor care au făcut să vină la Iași să facem un dineu al orașelor unioniste. De ce nu? Veți avea suficient spațiu pentru a organiza acel dineu, din câte înțeleg, vor fi foarte multe localități. Îl facem în centrul orașului, cu toți ieșenii și cu toți românii și cu toți basarabenii și cu siguranță o să ne simțim la fel de bine. Nu avem palate ca la București, dar nici nu ne trebuie. Pentru noi orașul este un palat, țara este un palat. În cadrul aceleiași emisiuni, Mihai Chirica mai anunța că Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la Chișinău, care a găzduit la 1918 Sfatul Țării, va fi reabilitată din bani europeni. Emisiunea integrală o puteți urmări luni, 5 februarie, începând cu ora 19:00. O sută de ani, 100 de filme, 100 de orașe. În România, la Iași, a început proiectul Centenarul Filmului Românesc, ce va readuce pe marele ecrane cele mai valoroase producții cinematografice din România și Republica Moldova. Asociația Artist din Iași și Asociația Obștească Mia din Chișinău își propun realizarea traseului istoric România-Republica Moldova, zona Cernăuț, printr-o caravană de film românesc. 100 de ani, 100 de filme, 100 de orașe. Astăzi a început la Iași proiectul Centenarul Filmului Românesc, ce va readuce pe marele ecran cele mai valoroase producții cinematografice din România și Republica Moldova. Asociația Artist din Iași și Asociația Obștească Mia din Chișinău își propun realizarea traseului istoric România-Republica Moldova, zona Cernăuți, printr-o caravană de film românesc.
Elementul original al acestui proiect este că publicul va hotărî locațiile unde vor avea loc proiecțiile pe parcursul anului centenar. Cei din Huș vor să ajungem cu caravana aceasta la ei. Sunt cei din Edineț, Republica Moldova, deja am primit mesaje că vor să ajungă cu această caravană. E clar că traseul îl vom concepe în așa fel încât în fiecare weekend, practic asta va fi ideea, ca vineri, sâmbătă și duminică, să mergem în trei orașe cu câte un film. În programul caravanei au fost incluse 85 de filme românești și 15 filme realizate în Republica Moldova. Deja cu Igor, așa la o cafea dis de dimineață, am aflat câteva titluri de care habar n-aveam și se presupune că totuși sunt de meserie. Deci mi se pare foarte trist și pe de altă parte foarte vesel că s-a întâmplat proiectul ăsta, pentru că în felul ăsta, inclusiv pentru noi, o să fie o recuperare la niște filme pe care n-am apucat să le vedem sau unele de pe lista domnului Râpeanu. Organizatorii și-au propus ca traseul caravanei să cuprindă cele mai importante evenimente istorice care au dus la realizarea Marii Uniri din 1918. Este un pariu al tinerilor care sunt atât de dedicați acestei cauze și nu doar cu acest proiect, ci și cu proiectul Serile Filmului Românesc, inițiat tot la Iași în urmă cu mai bine de 8 ani. Este, dacă vrei, și un pariu personal, pentru că am pornit programul centenar cu evenimentele dedicate Iașului în 2016. Primul film din proiect, Afacerea Est, a regizorului basarabean Igor Kobilianski, a rulat deja în această seară la Ateneul din Iași. Ne-am gândit că ar fi probabil una dintre simplele căi de comunicare și de promovare, dacă vreți, a românismului. Cinematografia are limbajul extrem de simplu și probabil ce este cel mai important, reușește să creeze emoții. Tot astăzi a fost lansat la Iași și site-ul 100defilme.ro, ce prezintă programul complet al proiecțiilor și oferă publicului posibilitatea să voteze pentru traseul caravanei cinematografice. Ministrul Apărării Naționale al României, Mihai Fifor, se va afla mâine la Chișinău la invitația omologului său din Republica Moldova, Eugen Sturza. Oficialul de la București va fi însoțit de șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciuca. Ceremonia oficială de întâmpinare va avea loc mâine dimineață la sediul Ministerului Apărării din Chișinău și va fi urmată de un briefing de presă susținut de cei doi miniștri. Ulterior, Mihai Fifor va depune o coroană de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. TVR Moldova va reflecta evenimentul în cadrul unei ediții speciale mâine de la ora 11. Zeci de elevi din municipiul Chișinău au participat astăzi la Cupa de Iarnă la Turism Pedestru. Vedeți în telejurnal cum micii curajoși au depășit mai multe obstacole la înălțime, dând dovadă de organizare, putere și îndrăzneală. De luni 5 februarie, Agenția Servicii Publice din Republica Moldova va elibera pașapoarte biometrice de tip nou. Potrivit unui comunicat al instituției, acestea vor avea un grad sporit de protecție și un design nou. Deținătorii noilor pașapoarte biometrice vor putea folosi semnătura în format electronic cu ajutorul acestor acte. Prețul pașapoartelor rămâne neschimbat. Vechile acte de acest tip vor fi valabile până la expirarea lor. Agenția Servicii Publice precizează că de luni nu va mai primi cereri pentru perfectarea pașaportului în regim de urgență de până la 24 de ore. Au sfidat înălțime și s-au avântat în lupta pentru a fi cei mai buni. Zeci de elevi din municipiul Chișinău au participat astăzi la Cupa de Iarnă la Turismul Pedestru. Copiii au depășit mai multe obstacole la înălțime, dând dovadă de organizare, putere și curaj. Andreea Certan este elevă la Liceul Dante Alighieri din Chișinău. De un an și jumătate își petrece timpul liber la secția de turism. A învățat 10 de noduri și tehnici de siguranță care o ajută să traverseze cele mai dificile trasee. Este format din partea de sus și partea de jos. Eu l-am făcut așa, însă el se desface complet. Am mănuși, nodul întâmpinător, două opturi duble și aceste carabine. Astăzi ea a fost capitanul echipei pe care a încercat să o ghideze în depășirea obstacolelor, dar și prezența antrenorului l-a oferit încredere. La tipul ăsta de sport, disciplina e pe primul plan, apoi trebuie să fie responsabilitatea, atenția, că dacă nu e disciplină, atenție, responsabilitate, vedeți că pot fi traumatisme. În rest, dorință să aibă.
Cele 7 echipe, a câte 6 membri, au avut de parcurs 5 etape: urcarea, traversarea distanței libere, trecerea suspendată, corzile paralele și coborârea. Deși probele se desfășoară la o înălțime de aproape 5 metri, copiii au trecut peste ele plini de energie și entuziasm. Traseul a fost destul de ușor, dar am avut emoții, multe emoții. Noi ne-am antrenat mult pentru asta, trebuie să ai foarte multă răbdare. Trebuie să te antrenezi, să te antrenezi. A fost destul de simplu din cauza că noi în ultimul timp doar la asta ne antrenăm. Îmi oferă libertate și, și distracție. A fost interesant, dar și greu un pic. De ce? Deoarece trebuie sistemele să nu greșim ceva. Am comis și greșeli, dar a fost destul de interesant. Organizatorii competiției susțin că turismul pedestru este mai mult decât un sport, este o lecție de viață. Acest sport dezvoltă în primul rând istețimea, deci copiii nu se tem. Într-al doilea rând dezvoltă calitățile fizice, puterea. Ei sunt pregătiți pentru viață. Competiția s-a desfășurat pe două categorii de vârstă, clasele 5-8 și clasele 9-12. Echipele au fost apreciate după numărul de puncte acumulate, dar și în funcție de timpul în care au trecut toate probele. Cei mai buni s-au ales cu diplome și premii. Fără cozi interminabile și zeci de documente pentru obținerea garanțiilor financiare. Din 2018, întreprinderile mici și mijlocii care nu dispun de gaj pentru accesarea creditelor vor putea beneficia de asigurare la un clic distanță. Noile condiții de obținere a garanțiilor de stat au fost discutate în cadrul unui atelier de lucru inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Oxana Babac reprezintă o întreprindere agricolă. Creditele ar fi o soluție pentru dezvoltarea afacerii, doar că drumul spre ele este foarte lung. Cea mai mare problemă, după cum am spus, pentru noi tinerii sunt gajurile, pentru că nu dispunem de gaj după sumele date care le solicităm băncii și este o problemă și de documentare foarte mare. Mergem spre servicii notariale, adică sunt niște pași pe care necesită alți cheltuieli. Fondul de garanție financiară implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii facilitează accesarea creditelor. Atunci când agentul economic se adresează la bancă pentru a obține un credit și banca spune că deci, agentul economic nu are suficient gaj, atunci banca transmite absolut toate documentele pe cale electronică la ODIM, ODIM le analizează și în timp de 3 zile dă răspuns pentru a emite sau nu garanții financiare. Ca și termen, deci vorbim de o garanție financiară cu un plafon maxim 5 milioane lei pe un termen de 5 ani de zile. Și dacă până acum antreprenorii trebuiau să bată la multe uși și să semneze zeci de acte, din 2018 procesul va fi digitalizat în totalitate. Mai mult, a crescut semnificativ capacitatea financiară a fondului și a scăzut de mai bine de două ori comisionul pentru garanție. A făcut accesibil sau mai atractiv această garanție prin simplificarea procedurilor și prin minimizarea acestui comision până la 0,5. Avem un fond peste 100 de milioane, cred că anul acesta o să constituie 120 de milioane. Dacă luăm în considerație multiplicatorul 3, putem să spunem că avem posibilitate să garantăm de 300 de milioane de lei. Fondul de garantare a creditelor este primul și unicul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova, care a fost creat din resursele bugetului de stat și are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. 112, numărul unic pentru apelurile telefonice de urgență, va fi operațional până la sfârșitul lunii martie. Potrivit Ministerului Economiei, numărul unic va permite reducerea timpului de intervenție a serviciilor de urgență prin faptul că acestea vor funcționa coordonat și prin localizarea automată a apelantului. Serviciul de urgență va lucra în regim non-stop, iar toate apelurile vor fi gratuite pentru utilizatorii de telefonie fixă și mobilă. 112 este numărul unic pentru apelurile de urgență activ în toate statele membre ale Uniunii Europene. Haine, încălțăminte, accesorii. Cea de-a 10-a ediție a Târgului Fetelor a pregătit mai multe surprize pentru iubitorii de cumpărături cu suflet. Dacă până acum se vindeau exclusiv haine și accesorii pentru femei, astăzi, pe tarabele improvizate într-un restaurant din Chișinău, au fost expuse produse pentru întreaga familie. Angelina poate fi numită un veteran al Târgului Fetelor. Este pentru a cincea oară când își revizuiește garderoba în căutarea unor lucruri uitate, dar care ar putea prinde viață în mâinile alte persoane. Îmi place mult organizarea și e super atmosfera. Într-o duminică frumoasă. Am cu hainuțele personale, a mele și a copiilor mei și ceva pentru terenuit în garderoba pentru copii și pentru maturi.
Participantele susțin totuși că este mai mult decât un târg. Este un mod inedit de a oferi și primi căldură sufletească. E o experiență nouă, vreau să văd, să le dau o nouă viață hăinuților. Știu că fiecare hăinuț poartă sufletul celui care a purtat și decât să stea în dulap, mai bine să le poarte cineva. Rochițe de ale mele purtate, deja când am fost însărcinată și deja nu mai corespund mărimile. Jachete, maiouri, diverse, costumașe și deja și din ale copilului ceva din hăinuțe. Fiecare a încercat să ademenească prin originalitate și prețuri accesibile. Am foarte multe haine acasă pe care nu le mai port, dar ele sunt în stare foarte bună. Nu sunt rupte, nu sunt deteriorate, sunt foarte îngrijite. Nu le mai port pentru că mi-am luat altele noi sau deja nu mai am chef de ele. Și am hotărât să le dau cu un preț mic, adică 50-100. Cumpărătorii nu s-au lăsat mult așteptați. Mulți dintre ei vin cu regularitate la acest târg unde știu că pot găsi lucruri deosebite. Am găsit foarte multe lucruri pentru copii, mai ales nu noi, dar folosite, pentru că, cum știe lumea, copiii mici pătează mult și de asta pe acasă cred că merge foarte bine. Am găsit și pentru mine, care mi-a plăcut foarte mult, bluzițe mai ales, pentru vară. Prețurile cum vi se par? Prețurile foarte bune, plus la asta putem și târgui. E foarte bine, fiindcă fiecare are nevoie, mai ales mămicile care sunt în concediu de maternitate și vor să-și vândă hăinuțele copiilor, alte mămici care vin vor să cumpere ceva mai ieftin, așa că e bine venit. Eu am mai fost, eu îmi place pentru că găsești haine exclusive care nu sunt în piață și care nu le poate toată lumea și haine de firmă, într-adevăr, calitative. Eu multe lucruri ne-am cumpărat și sunt mulțumită. Următoarea ediție a Târgului Fetelor va avea loc pe 4 martie. Încă un nume pe lista presupuselor victime ale lui Harvey Weinstein, acuzat în mai multe rânduri de hărțuire sexuală. Actrița americană Uma Thurman spune că celebrul producător de filme a încercat să o violeze. Declarația ei emoționantă mai târziu în telejurnal. Continuăm cu știri externe. Moscova a ripostat dur după ce rebelii sirieni au doborât un avion militar rusesc în nordul Siriei. Aviația rusă a bombardat cu arme de înaltă precizie pozițiile rebelilor de unde a fost lansat atacul. Potrivit Moscovei, au fost uciși cel puțin 30 de rebeli. Iar după amiază, rebelii sirieni au doborât un Suhoi 25 în zona Idlib. Pilotul apucase să se catapulteze, dar la sol a fost capturat și ucis de rebelii sirieni. Autorul atacului armat de ieri din Italia, soldat cu 6 răniți, a fost dus astăzi la o închisoare din Ancona, unde va fi ținut în izolare. Până acum a fost reținut într-o secție de poliție și interogat. Luca Traini a deschis focul asupra unor persoane de culoare în timp ce se afla la volan în orașul italian Macerata. El a fost prins o oră mai târziu lângă un monument al soldaților căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial. Poliția a percheziționat locuința mamei lui și a găsit cartea lui Hitler Mein Kampf, dar și alte obiecte de inspirație fascistă. Bărbatul urmează să fie acuzat pentru tentativă de masacru și rasism. Anchetatorii investigează incidentul care ar putea avea legătură cu asasinarea miercuri a unei italiene din Macerata, o crimă pentru care a fost arestat un tânăr imigrant nigerian. Uma Thurman, actriță și fotomodelă, rupe tăcerea. Povestește că și ea a fost hărțuită sexual de Harvey Weinstein, producătorul acuzat deja de 10 de actrițe și manechine. În octombrie, când a izbucnit scandalul, Uma Thurman a spus doar că își va povesti propriile traume după ce se echilibrează emoțional. Ieri, într-un interviu pentru New York Times, actrița s-a confesat. Uma Thurman a povestit că Weinstein, cu care a lucrat la filmele lui Tarantino, Pulp Fiction și Kill Bill, o lăuda pentru frumusețea și inteligența ei. Aveau lungi discuții despre proiecte cinematografice, până când, la mijlocul anilor 90, într-o seară, în apartamentul lui dintr-un hotel londonez, Weinstein a încercat să o violeze. Almost got lost just in the flood of criticism against him. What she's done, as it was what she promised, she's kind of kept her counsel, she's clearly thought very clearly about what she remembers of these alleged events, and she's come out really fighting very, very strongly. Weinstein a reacționat rapid prin purtătorul său de cuvânt, a anunțat că și-a cerut scuze încă de atunci pentru avansurile pe care i le-a făcut actriței acum 20 de ani, dar susține că a fost doar un flirt, nici de cum o agresiune sexuală.
Înainte de postul Paștelui, peste tot în lume au loc petreceri de stradă. Cum se distrează localnicii și turiștii la carnavalurile din marile orașe, mai târziu în telejurnal. Ciocolata este regina celui mai dulce dintre târgurile organizate vreodată în capitala portugheză, Lisabona. 80 de firme din întreaga lume și-au trimis reprezentanții pentru a-i convinge pe vizitatori că au cele mai bune produse. Se încheie contracte de milioane, dar și distracția este pe măsură. Târgul de ciocolată este prilej pentru o mulțime de alte evenimente, de la tombole la grupuri de lectură. Dar activitatea favorită este, bineînțeles, degustarea bunătăților expuse. Vizitatorii sunt încurajați să încerce tot felul de bomboane, prăjituri, torturi cu arome nebănuite și un singur punct comun. Sunt din ciocolată. Există o modă a tunsorilor pentru câini, cel puțin în rândul stiliștilor și al stăpânilor cu pretenții. Unul dintre cei mai renumiți experți internaționali s-a dus la București pentru a le preda românilor lecții prețioase. First thing they're going to do is start around the feet, because your foot determines your whole haircut. Cu îndemânare și o experiență de peste 30 de ani, Colin Taylor, unul dintre cei mai renumiți stiliști canini din Marea Britanie, le explică învățăceilor ce pași au de urmat atunci când vor să facă o tunsoare ca la carte. Most important thing is handling the dog correctly, because you can never underestimate what a dog may do. So you must think 5 seconds before the dog does or moves, because you're dealing with a moving object and you have scissors, so you have to make sure that you are handling the dog correctly. Stilistul a exemplificat tehnica pe Misha, un bichon frize în vârstă de un an. People think that poodles should be all fluffy and bouffanty, but in reality they shouldn't. You should make them very sculptured and have a lot of shape. Stăpânul animalului spune că întreținerea unui astfel de câine nu este tocmai ușoară. Trebuie spălat la săptămână, maxim 10 zile, blănița întinsă, folosite perii speciale, piepteni special de foarte bună calitate, șampoane specifice tipului de blană. A trecut vremea toaletajului o dată pe an. Acum proprietarii își doresc căței care să arate bine tot timpul anului și atunci profităm de ocaziile de genul acesta să învățăm și noi și mai mult. Cursanții au luat notițe, au fotografiat și au urmărit cu atenție fiecare mișcare a foarfecelor. Sunt lucruri noi pe care ne le spune de tot ce am și venit aici. Este foarte interesant. Mi-am luat notițe. Cum se tunde un bișon? Ușor, dacă știi cum să-l tunzi. S-a dat startul carnavalurilor în toată lumea. În Europa, dar și peste mări și țări, este vremea petrecerilor înaintea purificării din postul Paștelui. Pe străzile Veneției, petrecerea e în toi. Muzică și multă culoare și, desigur, o mare doză de mister, pentru că măștile venețiene sunt nelipsite. Yeah, it's very nice, you know, we like that, the parade, the people and the atmosphere, it's fantastic. În Marea Britanie ne luăm adio de la iarnă și ger și spunem bun venit primăverii. Acesta este mesajul la Festivalul Focului. Dar cel mai așteptat este carnavalul de la Rio, cel mai mare din lume, cel mai colorat și cel mai senzual. Începe pe 9 februarie, școlile de samba fac ultimele repetiții, dar oamenii sunt deja în stradă sau pe plajă, la Copacabana, în așteptarea marii petreceri. Pe final să vedem cum va fi vremea mâine. Găsit, săptămâna începe cu vreme închisă și valori negative, dar fără precipitații. La noapte vom avea între minus 3 și minus 1 grad. Mâine valorile vor varia între 0 și 3 grade Celsius. La Chișinău maxima zilei nu va depăși 1 grad, iar cerul va fi mai mult noros. În România temperaturile vor fi cuprinse între 0 și 9 grade. Acestea au fost informațiile. O seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md, dar și pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Urmăriți în continuare interviurile telejurnalului, iar de la ora 20, știrile de la București. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară așa cum vă doriți. La revedere!